Felicitări, Ramon, omul meciului, două goluri, ambele în final de repriză. Cum a fost? Care sunt concluziile? A fost un meci greu, dar ne-am menținut, am jucat, ne-am făcut jocul. Nu prea s-a respectat ceea ce am vorbit, doar că am avut noroc și am câștigat. Ai reușit să fii providențial de fiecare dată în finalul reprizelor. Cum ai reușit să te demarci, să scapi fără marcaj, fără omul în marcaj? Mi-am făcut treaba, am fost unde a trebuit și m-a ajutat Dumnezeu și a intrat. Ce își propune echipa ta în actuala ediție a Cupei de Catlon? Să ajungem cât mai sus. Stați bine în grupă. Stăm foarte bine în grupă, să ajungem cât mai sus și principalul țel al echipei este să promovăm în Liga a doua. Cum a fost replica adversarilor? Pentru că au fost două meciuri aprig disputate cu cei de la primăvară. Au fost o echipă bună, au jucători foarte buni, dar după cum s-a văzut, am câștigat în ambele meciuri. Tu ce îți propui pentru actuala ediție de la Victory Cup și de la Cupa de Catlon? Să-mi fac treaba cât mai bine, să ajut echipa. Goluri? Cât mai multe, desigur. Mulțumesc frumos, felicitări.